Astăzi a venit momentul să scoatem bestia asta din parcare la o patrulă pe înserate. După cum vedeți acum avem apusul și bineînțeles că vom ieși la o patrulă pe autostradă. Pentru că, bineînțeles, este un Lamborghini. E bine, toată lumea mi-a cerut în comentarii, obițiene, fă și tu clipuri cu un Lamborghini ceva. Ia uite la aici, îl avem la secție, perfect, proaspăt, nou, nou, o să și intrăm în el să vă arăt câte un act alta. Ideea e că mașina e neinscripționată, destul de evident. Dar este o mașină perfect funcțională 100% de poliție După cum vedeți avem și girofar și sirenă Ia uite-o Zici că e vie Deci o să fie probabil un episod bombiță dacă mă întrebați pe mine Ideea este că nu o să acceptăm apeluri care sunt în afara autostrăzii cum e ăsta Noi o să acționăm astăzi doar pe autostrăzile din oraș Atenție După cum vedeți avem multe autostrăzi prin oraș nu o să ne mai ducem pe aici, pe astea din afară, pe unde am tot fost. Cred că am pornit tot ce era de pornit, avem și radarul acolo. O să ne îndreptăm direct spre, aut spre autostradă, care e undeva, uite, fix aici, pe lângă noi. Nici o... Mamă, mamă, dar stai că e întortochea okay, pe aici. Da, facem cumva și ajunge și noi. Uite, pe aici ajungem pe autostradă cel mai bine. Bun. Ideea este că limita pe autostrăzile astea din oraș este de 105. Opa. Stai, deja o pe cineva. Bun, cred că o să-l tragem un pic pe dreapta pe băiatul ăsta. Limita e de 105 la ora, Trageți pe dreapta. Mamă, dar cum se vede apusul la bă! Direct poză de thumbnail aici. Ideea e că trebuie să tragem pe dreapta pe oricine, indiferent ce ilegalitate face, dar asta nu-i tras pe dreapta, părerea mea. Bun, așa că vă rog să mă urmăriți în momentul ăsta. Bun, o să ne ducem noi puțin mai aici. Ideea e că aici suntem binișor, nu încurcăm pe nimeni. Bun, perfect. Hai să vedem care e faza cu el, că mi-au detectat sistemele din mașină că ar fi ceva în neregulă. Hai să vedem, este o doamnă aparent Bună ziua doamnă, documentele la control vă rog Asigurarea, permisul și talonul De fapt, bună seara Vă rog să rămâneți puțin la autovehicul până verific la mașină Am zis și eu, bună ziua când e seara afară Dar ce contează? Toată lumea cred că pățește așa ceva, sincer Bun, hai să vedem care e faza cu Janie Woods Janie Woods o cheamă și are permisul de conducere suspendat Aparent asta e faza Bun, în cazul de față vreau să-mi verifice puțin dispeceratul mașina asta. Hai să vedem, am, am nimerit mașina sau că... Teoretic trebuia să mă opresc și eu în spate, gen. Și nu, nu am nimerit mașina asta, e care este. Bun, asta e Asteroid. Bă, mașina e în regulă. Da, ok, 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 merge totul, totul în regulă. 8, nu știu ce mașină am verificat eu pe acolo. 4, 3, 8, Problema este 1, că are permisul 2. de conducere suspendat. Și în cazul de față nu mai are voie să circule. Bun, Doamna, nu știu dacă știți, dar aveți permisul de conducere suspendat uh, Bun, de ce conduceți cu permisul suspendat? Că jur că nu știam că este suspendat Păi cum să nu știți, doamnă? Încotro vă duceți Vă duceți să vedeți un prieten Ok, și de, din ce direcție veniți? Nu vrea să ne spun, ok Bun, în cazul de față, din păcate, va trebui să vă arestăm Vă rog să coborâți din mașină din păcate, în statul ăsta este 100% interzis să circulați cu permisul suspendat. Veți fi arestată, nu o să vă mai pun cătușele. De fapt, nu, nu, nu am de ales, din păcate. Bun, din păcate va trebui să vă pun cătușele în momentul ăsta. O să chem un transport pentru dumneavoastră. Data viitoare sper că nu o să mai circulați pe drumurile publice cu permisul suspendat. Asta este, bun, chemăm și un transport direct. Bun, până vine transportul, hai să facem și raportul pentru arest, ne ocupăm după aia și de mașină Uite, avem iar un nou apel, dar nu e pe autostradă, deci nu are treabă cu noi Bun, stec. deja a venit transportul, nu pot să cred Bun, deci din păcate nu are voie să circule, cu, să circule cu permisul suspendat, asta este Bun, perfect, am făcut raportul Trebuie să ridicăm și mașina Bă, dacă e așa, am intrat în pită direct Ideea e că astăzi, hai să ridicăm de fapt și mașina și discutăm noi după aia o mașină mică de ridicare eu zic că e suficientă Bun, perfect, mulțumesc colega Perfect Mama, dacă te apeluri revem în seara asta? Nu pot să cred Apare seara se întâmplă mai multe chestii Bun, nu mai avem nevoie de girofar în momentul ăsta Putem să ne vedem de treabă Tot dracu vă că e acolo în spate Uite-l că vine și el încet încet Mă, eu mă gândeam să oprim vitezoman sau ceva Că de asta am luat un Lamborghini Dar dacă așa s-a întâmplat să fie Ce să facem, frate? Bun, o venit tot tracul, se descurcă el acolo mai departe. Noi ne vedem de treaba noastră pe autostradă. Nu știu dacă am apucat să termin, deci 105 limita de viteză pe autostrăzile din, dinăuntru orașului, nu din afara orașului. Stai că noi acum cred că mergem exact, da, trebuie să facem cumva la dreapta pe aici. Trebuia să fac dreapta, bă! Stai că facem o manevră, nu e o problemă, nici cea mai mică problemă. Gata, am rezolvat. Bă, altă viață când ești polițist, stai apelul ăsta. Bă, dar nu prea avem parte de apeluri pe autostradă, observ. Bun, acum o lăsăm și noi puțin mai moale și ne vedem de treaba noastră. Bă, mașina asta e bombiță, n-aveți ce zice. Lamborghini, frate, l-am făcut și galben, că mi se pare că arată mult mai bine decât negru. Parcă e prea plictisitor așa. Și uite, băieții nu mai încalcă nicio lege, nimic. Uite, metroul, ce la tramvai. Deci 105 limita de viteză să ținem minte chestia asta. Momentan nimic e și din comun, totul, se, toată lumea circulă corect. Noi mergem direct spre apusul ăsta frumos, vai de viața mea, păcat că îmi întunecă puțin mașina, dar e bomba bombelor. Vă cred că pot să merg totuși un pic mai repede, că îmi permit până la urmă despre ce discutăm aici. E uite un Rolls Royce, frumos domne, frumos, n-am ce zice, din păcate nu am de ce să-l opresc pe băiatul. Mă, care șansele să nu calce nimeni nicio lege? Eu nu cred așa ceva. Uite, ajungem încet încet spre porturi Acolo 100% se desfășoară activități legale Hai să... o să conduc cât de cât legal Dar acum sunt destul de convins că s-ar plictisi toată lumea Dacă aș să conduc 100% legal Să stau după trafic și chestii de astea Deci mai bine o lăsăm noi așa mai încetișor Mă, dar momentan... Uite-te și numai pe contrasens, dar știi ce? Mergem și pe contrasens, nicio problemă Opa, vezi că era cineva cu mandat de arestare, dar cred că l-am pierdut, bă. Stai așa, deci era un ingot dark green. Era mașina, sper că nu am pierdut -o. hai să vedem, o mai găsim. Hai că mai găsim, dacă e cumva asta. Asta cred că era. Bun, hai să tragem. Bă, nu știu dacă e dark green. Vă rog să trageți pe dreapta. Ok, hai să și verificăm mașina până una alta. O să facem, aparent nu cred că asta era mașina. Bun, dar aparent ghiște, și mașina asta are probleme, ok, azi e ziua golfurilor să înțeleg Ok, deci din păcate l-am scăpat pe ăla, asta se întâmplă când găsești oameni pe contrasens Bun, bună seara domnule, bună seara doamnă, documentele la control vă rog, talonul, asigurarea și permisul de conducere Bun, vă rog încă o dată să-mi dați uh, toate actele. Văd că refuză să-mi dea actele, nicio problemă. Deci nu vrea să-mi dea asigurarea. Ok, vă mai rog încă o singură dată să-mi dați asigurarea autovehiculului. Vreau să vedem ceva. Nu-mi dă, ok. Hey, Ia dă. Nu vrem să-mi dea asigurarea. Bun, o problemă, nici o problemă. Bun, rămâneți puțin aici, vă rog. Ok, deci nu vrea să-mi dea asigurarea pentru că probabil că nu are. Ce nu știe ea este că eu pot să verific și dacă nu mi-o dă ea. Bun, hai să vedem. Ea este, stai așa, ea este șoferița. Iulia Ramirez o cheamă sau Julia. Văd că nu a mai fost arestată, în schimb o mai a avut niște amenzi. Pentru neprezentarea asigurării o avut amende, eu nu pot să cred. Da, și asigurare nu are deloc, de asta nu vrea să o prezinte aparent. Bun, în schimb am văzut că era destul de agitată doamna și vreau să vedem de ce era atât de agitată. Hai să întrebăm un pic dacă a băut ceva. Doamna, ați, ați, băut cumva ceva recent în seara asta? Nu ați băut absolut nimic, dar substanțe interzise ați consumat? Ok, nu are bani pentru așa ceva din câte înțeleg eu. Bun, hai să întrebăm de ce, de ce circulați cu, fără asigurare. Hai să vedem. Nu am nevoie, conduc, conduc foarte bine și am grijă. Ok, nicio problemă. Bun, o să vă fac un test să vedem dacă ați consumat substanțe alcoolice. Hai să vedem, suflați aici. Mă, sper că nu o consumat nimic ce pot să zic. Bun, aparent o consumat, dar... Ok, da, n-am ce zice. Rămâneți aici, vă rog. Bun, cu pasagerul n-am nicio treabă, nu-i problema lui. Deci o consumat și alcool, doar că nu foarte mult. Deci se încadrează ok. Bun, deci este Iulia sau Giulia. Mă, ținând cont că mai are totuși încă o amendă, deci o mai fost oprită dată. din păcate nu o să o iertăm. Și, de fapt, nu, stai, am vrut să o arestez, doamne, iartă nu mă, nu arestăm pe Giulia. Dar, în schimb, o să-i cam dau niște amenzi, nu foarte ok pentru ea. Bun, documente, conducere fără asigurare. Practic, nici nu pot să-i mai dau amendă că nu mi-o prezentat asigurarea de moment ce nu are, realistic vorbind, nu? Bun, și stai, ce am mai vrut să zic, mă? Uh, atâta? Stai, nu, a, și pentru alcool, doamne iartă-mă. Stai așa, operarea vehiculului, conducere sub influența alcoolului, bun. Bă, două amenzi, suficient pentru ea. Totuși eu încerc să fiu cât de cât de treabă, dar n-ai cum să fii de treabă cu oricine. Bun, aici aveți amenziile, vă rog să nu se mai întâmple, să vă faceți asigurare mașinii cât mai repede posibil. Sunteți liberă, vă rog să plecați. Stai așa, bun. Uh, stai mă, așa, bun. Bun, vă rog să plecați. Sunteți liberi. Bă, n-am mai filmat de ceva timp și... Credeți-mă că în jocul ăsta cu viața de polițist, dacă nu intri o zi în joc, deja nu mai știi cu ce se mănâncă jur. Și deja avem altă mașină care trebuie oprită, voi vorbi serios. Ok, nicio problemă, stai că îl oprim și pe băiatul. Cred că el este. Stai așa, trageți pe dreapta, vă rog. Un BMW de catopabil are el, mă. Ok, perfect. Uite mă că se analizează că trage pe dreapta, nu pot să cred. Da, deci înțelegeți-mă și pe mine, promit că o să mi-aduc și o aminte toate cele. Destul de complicat, sincer, nu o să vă mint. Bună seara, domnule, documentele la control, vă rog, asigurarea, talonul și permisul de conducere. Bun, nu doriți să-mi dați actele, vă mai rog încă o singură dată să-mi dați actele. Asigurarea și talonul. Bun, hai să vedem eu da, de data asta. Ok, hai să vedem ce mi-a da. Rămâneți la mașină, vă rog. Bă, deci nu, nu vreau să-mi dea... Deci, asigurarea și talonul nu vreau să-mi le dea. mi a dat doar permisul de conducere. Ceea ce e suficient pentru mine. Văd că mai are două amenzi, dar nu ceva foarte important. Și mașina... Mamă, deci mașina nu știm absolut nimic despre ea. De asta nu vrea să ne zică nimic. Deci nu are... Uh, numărul de matriculare este invalid, nu știm a e, nu știm dacă e furată, nu are asigurare, nu are talon, nu are nimic. Ok, hai să vedem un pic, să discutăm un pic cu domnul ăsta, să vedem care e treaba. Bă, aparent Sony, o bine că l-am oprit. Bun, vreau să-mi spuneți un pic, stați așa. Uh, de ce conduceți uh, fără, fără, talon? Și că abia am cumpărat mașina de la un prieten. Ok, și atunci fără asigurare, de ce conduceți? Este e obligatoriu să ai asigurare? pe? Păi da, nu știu cum să vă explic Este chiar obligatoriu Încotro vă duceți acum Vă duceți acasă Ați consumat cumva ceva alcool în seara asta? Ok, ce că aparent Au consumat un shot de vodka În cazul de față vă rog să suflați în aparat Să vedem dacă ați consumat pe bune ceva Știți că este interzis să consumați alcool când conduceți Nu au consumat nimic Aparent și bate joc de mine Bun, vă rog să rămâneți la mașină Mă, acum problema este în felul următor. Omul meu a zis că abia și-o cumpăra mașina și pare în regulă... De fapt, e că calculul m-a mințit. Nu, deci nu stăm la discuții. Trebuie să... Mamă, l-o mai opri de trei ori pe ăsta? Ok, deci nu, nici nu stau la discuții. Bun, nu o să-l arestăm, că permis de conducere are, e ok. În schimb, o să facem în felul următor. Documente. Conducere fără certificat de înmatriculare, fără asigurare... Și cam atâta de fapt Bun, pentru astea două să-i dau o amendă În schimb nu va mai putea să plece cu mașina de aici Până nu o identificăm și nu știm care e faza cu ea Bun uh, Domnule, astea sunt amenzile pe care le veți primi în momentul ăsta Poftim Și totuși vă rog să, să ieșiți din mașina în momentul ăsta Din păcate nu vă pot lăsa să conduceți mai departe mașina asta Veniți după mine un pic uh, Vă rog să veniți după mine să mă urmăriți aici Să, să nu cumva să, să dea vreo mașina peste noi Bun, deci din păcate nu mai puteți să conduceți mașina asta și o să vă chem un taxi. Perfect. Mașina va fi ridicată până aflăm care e treaba cu ea. O să o recuperați de la ridicări. După ce vedem tot ce trebuie făcut. Bun, hai să ridicăm și mașina asta. Un tow truck larg, eu zic că e ok, suficient. O vrem și să zgâriem BMW-ul la om. Bun, și o seară plăcută, vă urez în continuare. Îmi pare rău să vă spun asta. Văd că deja au venit taxiul. Hai că merge treaba. Se mișcă super repede treburile pe aici. Stai de fapt să las un pic girofarul pornit să vadă lumea. Să vadă și băiatul de la tău trac. Ia O venit acum. O, deja o tractat-o. Bravo, mă, te repede. De deci, ce nu pot să cred? Deja avem probleme. Nu știi ce. O să, o să plecăm momentan. Hai să dăm drumul la trafic. Să, să mai mergem și noi și în altă zonă. Bă, voi vedeți că avem una, două, trei, patru ben și libere toate patru. Mamă, dacă de bine se vede totul. Doamne, artă mă se vede mașina un pic întunecată din cauza că e noapte afară, dar e aici ce trebuie, nu avem ce zice. Bun, aici cred că totuși o să merg în față, da, 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 o să mergem în față, că dacă merg încolo, da, ies din oraș, de trebuie să fac dreapta, adică nu în față, înțelegeți voi, nu pe acolo, stai așa că... Mă, și o să găsesc că nu chiar, nu merg chiar toată ziua pe autostrada asta. Bun, și avem aici pe încă cineva, trageți pe dreapta, vă rog, cu asigurarea expirată din câte văd asta Stai așa, ce facem ăsta? Ok, nu e ok ce facem. Vă cam și niște FPS drop-uri pe aici, dar asta e viața. Ce să și facem? Bă, da, benzile astea de urgență le-au făcut un pic cam... Cam așa cu așa, dacă mă întrebați pe mine. Bun, perfect. Hai să vedem cu cine avem onoarea. Bună seara, domnule. Documentele la control, vă rog. Talonul, permisul și asigurarea. Bun, perfect, rămâneți puțin la mașină să verific uh, toate documentele Văd care are bagaje pe mașină, deci înseamnă că stai în vacanță sau ceva Văd care numărul de matriculare negru Celelalte mașini la au alt. deci cred că nu e de aici băiatul, sincer Hai să vedem, cum îl cheamă că n-am fost atent Mitch Reigns Bă, nu are nicio amendă, niciun arest în viața lui Bun, hai să verificăm puțin și mașina Dispecerat o verificare, vă rog cum se numește Dan... Da, nu pot să pronunță la. Bun, și aparent este o regina cu asigurare expirată. Stai, de unde e el? Ok, nu cunosc strada, irrelevant, până la urmă nu contează. De ce este o regina cu asigurare expirată? Ideea e că aș vrea să-l iert, să vedem în funcție de cum îmi răspunde. Dacă îmi răspunde frumos... Bun, domnule, nu știu dacă știți, dar aveți asigurare expirată. Știați cumva că aveți asigurare expirată? Nu am bani să o Bun, și încotro vă duceți în momentul ăsta? Vă duceți la magazin cu toate bagajele astea? Bun, ați consumat ceva alcool în seara asta? Ok, aparent zice că o consumat. În cazul de față, trebuie să vă facem un test dacă ați consumat alcool. Vă rog să suflați în aparat. Hai să vedem dacă o consumat ceva. Bă, nu consuma nimic, ok. Bun, vă rog să rămâneți la mașină puțin. Nu, acum ai acum. ce facem la bărbatul ăsta? Ținând cont, o zis că nu are bani să o facă. Asta înseamnă că probabil nu o să o facă nici de acum încolo. Deci nu avem decât să-i dăm o amendă din păcat sau să nu... Hai mă că suntem de treabă, dacă nici nu are bani, o să mergem pe încredere că o să-și o facă înapoi. Bun, hai că îl și lăsăm în pace. Bun, vă rog când ajungeți acasă să vă reînnoiți asigurarea. Altfel, dacă mai sunteți oprit în trafic, probabil veți primi o amendă foarte mare. În momentul de față vă voi da doar un avertisment, sunteți liber să plecați. Așteptați până ajung la mașină și puteți să plecați. Bă, deci să fim cât că și de treabă în seara asta, nu o să dăm numai așa amenzi peste amenzi peste amenzi. Problema e că m-o băgat ăsta, stai să nu zgâri și eu mașina, m-o băgat pe aici pe unde nu voiam eu să merg. Bun, perfect, eu pe aici voiam să merg. Nu rog, avem girofar până la urmă, nu? Și aș putea aici de fapt să merg în față. Opa. Stai așa, avem ceva suspect, dar nu, 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 nu are treabă cu autostrada. Îs un pic atent să văd dacă pot să răspund și la apeluri, dar până acum niciun apel pe autostradă. Tot aici, în zonă, pe lângă noi, dar nu mă bag. Ar fi și colmea să mă duc un Lamborghini la cazurile astea, așa, random. Opa, stai așa că golful fost. M am zis că azi zis ziua golfurilor, seara mai exact. Trageți pe dreapta! Ce-a fost cu frâna asta, mă? Bă, îmi zice aici că ar fi furată mașina, ceea ce nu-i deloc ok. M-am mai trecut parcă pe lângă un golf verde care era ceva în regulă cu el să fie același, mă. Ăla de l-am pierdut, de n-am reușit să-l prind. Hai să vedem un pic, oare chiar o fi furată? Probabil că e furată. Bun, bună seara, domnule, documentele la control, vă rog. Talonul asigurarea și permisul de conducere. Bun, vă rog să rămâneți la autovehicul până mă duc să verific actele. Deci este un golf care pare normal la prima vedere, dar hai să vedem dacă Jacob Ryan este normal, că nu cred. Ia să vedem. Bine, ideea e că poate nu furat-o el, de exemplu. Uite, el nu mai fost arestat până acum. Are trei amenzi la activ, dar atâta. Și mașina este un, un, golf care este furată și, nu, și are talonul expirat. Ok, deci este mașina lui Chuck și nu știu cum. Hai să vedem domnul Chuck. Ok, Chuck pare curat 100%. Nu, hai să le întrebăm acum care e faza. De ce conduce o mașină care apare ca fiind furată? poate nu furat-o el, poate el a cumpărat-o de la un hoț sau ceva de genul. Bun, hai să vedem. domnule, ați consumat ceva băuturi în seara asta? Și că da, ok. Să știți că nu aveți voie să, să consumați băuturi. bun, hai să vedem dacă putem să... Da, aparent nu prea putem să-l întrebăm despre asta. Deci nu avem decât să... Vă rog să-mi dați un pic și actele de identificare ale pasagerului. Johnny Moore. Ok, o să-l verific și pe domnul Johnny. Mă, problema e că nu prea pot vorbi cu șoferul despre chestia asta, așa că nu am decât să... Nu l-aș aresta. Chiar nu știu ce să fac în situația asta, că vreau să fiu de treabă, dar nici prea de treabă. Bă, și Johnny, vă că e ok, e destul de curat și el. Ținând cont că s-am curați, chiar toți trei, eu am încredere că nu furat-o el. Vă cum ai fost oprit de patru ori și nu a fost arestat sau ceva. Bun, în cazul de față, oricum, mașina nu mai are ce căuta. Bun, vă rog să să vă dați jos din mașina amândoi uh, Așa, bun, credeam că nu se dă jos Bun, vă rog să veniți cu mine pe marginea drumului Din păcate pentru dumneavoastră Mașina asta apare ca fiind furată Deci nu puteți să o mai conduceți în momentul ăsta Bun, perfect, puteți să rămâneți aici uh, va trebui să verificăm totuși mașina Să ne asigurăm că nu transportați nimic ilegal Hai să vedem ce e în mașină Mamă ce interior Uite bă o chitară Hai noroi Bun, aparent văd că are ceva Bun, văd că am găsit ceva aici O să mă duc la mașină să verific Vă rog să rămâneți pe loc Bun, un moment destul de trist pentru ei Dar ideea e că Lamborghini-ul ăsta are porbagajul în față Dar noi tot la spate trebuie să mergem Acum, aia, nu putem fi perfecti în viață Ia uite-o Bun, este ceva ce pare a fi ilegal Dar nu putem ști 100% până nu verificăm Hai să vedem, știu că se poate Bă, de, de fapt nu n-aș vrea să fie nimic ilegal, aș vrea să-i las pe în pace, dar asta este acum. Hai mă, zic că e ceva ilegal și Doamne ajută. Măcar zic ceva, dar uite că le verific pe toate și niciuna nu-i serios. A, hopa, da, aparent din păcate am găsit ceva ilegal. Deci în cazul de față domnul șofer va fi arestat. Bun, pe, cu el nu am treabă momentan. Bun, din păcate sunteți arestat în momentul ăsta Până clarificăm situația Pentru că transportați niște substanțe interzise Nu știu dacă sale lui sau nu Dar nu avem de ales momentan Decât să-l să arestăm Bun, domnul de față Vă rog să O să vă chem un taxi Cu dumneavoastră nu mai am treabă. Perfect, am sunat și la taxi Și mașina va trebui ridicată în momentul ăsta Bun, o să chem o mașină mică de ridicări Deci astăzi este seara golfurilor Din câte văd eu Perfect uh, Și pentru dumneavoastră, din păcate, o să chem un transport Nu o să vă duc eu personal Bun, vă rog să rămâneți aici, să așteptați în tăcere Mamă, mamă, dar FPS-urile alea nu mai zic nimic câteodată A, aia e viața Da, trebuie să, trebuie să mai bat un pic capul cu jocul Bun, ideea este că la domnul Jacob Ryan uh, trebuie să, uh, Va trebui să-l arestăm, din păcate în Momentan pentru Stai așa, pentru posesie de așa ceva Pentru că nu putem ști dacă sunt ale lui sau nu și cu mașina furată Nu o să fac nimic despre mașina furată Mai bine îl lăsăm numai așa, sincer Hai să vedem, taxiul vine? Uite, o venit și taxiul, au venit și poliția, transportul Gătul meu se duce, dar ai, viața, riscul meseriei Perfect, s-o exact aici, sunt mai pot și o să plec Bun, văd că au fost luați amândoi în momentul ăsta Mama, dar serios că se pun toți aici? Hai că vreau și o să plec de aici, mulțumesc Bun, am rezolvat și cu treaba asta Ua, ce -a fost asta? Doamne, iartă-mă, noroc că eu l-am chemat pe ăsta, că dacă nu... Ok, nu o să mai oprez mașina aia, sincer. Bun, aici trebuie să mergem tot în față. V-am zis, e un pic mai grele cu autostrăzile, că nu circul toată ziua. Bă, ce mi se pare șocant, nu am găsit niciun singur vitezoman până acum. Dacă vă vine să credeți. Stai așa, GPS-ul, da, ăsta, auzi GPS-ul, doamne, radarul e ok. Nici măcar o singură mașină care încalcă limita de viteză. Ținând cu încă eu am un Lamborghini, adică n-ar trebui să știe nimeni că eu sunt polițist. Ba, tocmai că ar trebui să ia la cursă cu mine, că așa fac băieții. Opa, opa, că avem aici o problemă cu domnul cu SUV-ul ăsta galben. Nici o problemă. Trageți pe dreapta, vă rog! Trageți pe dreapta! Bă, dar credeam chiar l-am luat pe ăsta cu golful. Ok, deci apare că ar avea... Uh... Stai ci... n am, n-am fost atent de ce să ne mințim. Bun, cred că permisul de conducere ar fi problematic la el. Mamă, direct aici în șans, noroc că e destul de ridicat lamborghini ăsta. Bună seara, domnule, documentele la control, vă rog. Nu trebuie să fiți, să fiți agitat. Ok, o să mă duc la mașină să verific documentele, vă rog să rămâneți aici, să nu vă mișcați. Vă că e foarte agitat, domnul. Cred că va trebui să chemăm patrula canină, bă, în momentul ăsta. Și aici să vedem cu cine avem onoarea. Este Jake... Nu. Josh... Opa. Domnul George Sols are permisul de conducere expirat și conduce o mașină care pare în regulă mașina. Dar nu știu de ce transpira așa, nu știu de ce era atât de agitat domnul. Hai să vedem dacă știe care are permisul de conducere, deși e expirat de aproape un an despre ce discutăm. Bun, vreau să vă întreb dacă știți cumva că aveți permisul de conducere expirat. Hai să vedem. Vă rog să-mi dați doar un avertisment, o să-l înnoiesc cât, cât de curând. Bun, nicio problemă, ne înțelegem, ne înțelegem. Ați băut cumva ceva în seara asta? Nu, n-ați băut nimic, dar ați consumat substanțe ilegale? Bun. ci uh, ce că sunt bune substanțele ilegale. Bun, în cazul de față vreau să vă testez dacă ați consumat ceva substanțe ilegale. Mamă, este exact aceeași nuanță de galben mașinile astea, mă? Bun, nu o consumat nimic ilegal. Bă, în cazul de față nu știu de ce era atât de agitat, domnul. Bun, vă rog să mai rămâneți puțin la mașină. Cred că o să-i dau doar o amendă care permisul... Vă că o și vorbi frumos. Ok, nu știu ce s-a întâmplat, dacă n-am fost foarte atent. O și vorbi frumos, are doar e expirat, nu suspendat, e o diferență. Așa că doar o să-i o amendă pentru permis de conducere expirat și atât, a ce pot să zic. V-am zis, în seara asta cât de, cât de treabă. Adică, în principiu, dacă un șofer vorbește frumos, o să fiu și eu de treabă. Bun, aici aveți amenda pentru permisul de conducere suspendat uh, expirat, adică vă rog să nu se mai repete, sunteți liber în momentul ăsta. Bun, puteți să plecați când urc și eu în mașină. Seara bună. Unde i-a pus bă, în față a pus mergem direct către apus. Frumos, domne, frumos. Bă, da, sincer, destul de mulți șoferi care fac în uh, ilegalități, ok, încerc să intru și eu în trafic. Și parcă am văzut iară pe cineva. Mă, și pe ăsta trebuie să-l oprim. Stai așa că aici, vă că se circulă cu viteză, vă. Stai așa că pe ei se circulă un pic cu viteză cam mare Las momentan un pic pe ăsta în pace Să vedem dacă prindem vreun vitezoman Uite-l pe ăsta cum trece 100 avea 102, 115 oh, Ok, dar pe partea cealaltă Da, din... Opa! Opa, nu putem să-l oprim pe ăla pe partea cealaltă Dar... Ce avem noi aici? Trageți pe dreapta, vă rog muci cu eschiva... Ok, ăsta nu o să tragă Ce cu eschivele astea, mă? Bun, deci nu pe el l-am prins cu viteză prea mare, în schimb pe el l-am oprit pentru că nu știu dacă observați, dar are mare neon sub mașină. Și vă -o -o tras pe dreapta, până acum toți au tras pe dreapta astăzi, ceea ce e foarte bine. Bun, bună seara domnule, documentele la control. Uh, nu știu dacă știți, dar este ilegal să circulați cu astfel de modificări pe mașină. Bun, rămâneți puțin aici până verific documentele. Mamă, dar vorbesc prea repede, să mă oprească cineva, ce-am pățit? Uite-l pe ăla cum acolo. Bun, cine este el. Justin Jenkinski. Ok. Văd că e curat ca lacrima și mașina e curată ca lacrima. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu, hai să le întrebăm legat de modificările astea. Mașina, hai să stai de fapt să mai vedem un pic mașina. Doar neon are, în rest pare în regulă, nu... Jantele, cred că așa se ele, nu, nu o să ne luăm de așa ceva. Bun, hai să vedem. Știți că Stai mă, unde? Știți că este interzis totuși să circulați? Și Ci că știu că e interzis, dar arată bine. În cazul de față vă rog să rămâneți puțin aici. Bă, se dă... i da, o să-i dau o amendă, nu știu ce să zic. O să-i dau o amendă, din păcate. Nu-s de acord să circule cu, cu neonul ăla. Starea vehiculului. Uh, Unde-i, frate? Modificări neregulamentare. Perfect. Asta este, frate. Trebuie să facem și noi bani cumva, nu? Nu se circulă dubios de, sus, de încet, nu știu care e faza. Bun. Aici aveți amenda, vă rog să dați cât mai repede neonul ăla jos de pe mașină. Dacă vă mai opriți o singură dată în trafic, va trebui să vă confis talonul și nu cred că veți asta. Sunteți liberi în momentul ăsta, așteptați să urcă mașina și puteți pleca. Uite un Rolls Royce. Bă, se plimbă tot bogătanii pe aici. Mă, teoretic eu puteam să-i confisc mașina pentru treaba asta, dar am zis să nu exagerăm. Bun, hai că vă că mă lasă băieții. Mă lasă să mă duc. Nu o să stau să-i confiz mașina pentru atâta lucruri, dar... Mh. Ok, avem iar un apel, dar din nou nu este pe autostradă, așa că nu ne băgăm. Mamă, ce lumină pe aici. Băi, în continuare uimit că nu am prins niciun spect pentru viteză. Adică am găsit vreo 2-3, dar toți erau pe contraste și nu putem să acționăm pe momentan. Mamă, doar uitați-vă cum se vede. Mamă, Ok, se vede bombiță, n-am ce zice Și din păcate va trebui să-l oprim pe domnul cu BMW-ul Trageți pe dreapta, vă rog Nu chiar așa, în Bentley-ul ăla Bun, pe dreapta, pe dreapta, nu pe stânga Domnul cu Bentley-ul Alo Alo, alo, alo Ce se întâmplă, mă, cu ăștia? Nu să vedem, trage și el pe dreapta sau... Ok, o să mai mergem puțin după el să vedem Cred că și-a din timpul lui ce are, mă, frate? De ce nu trage pe dreapta? Într-un final. Perfect. Vezi că o tras foarte ok. Oh. Opa! Opa, ce se întâmplă? Stai așa că nu înțeleg ce se întâmplă cu domnul. Stai să-mi iau și eu puțin uh, taserul să vedem despre ce este vorba. Nu pare în regulă. Bună ziua, ce se întâmplă? Uh, stai așa. Stai așa că nu mai... Nu, nu, nu. nu. Ce, ce se întâmplă? Jos. Jos din mașină momentul ăsta. Nici nu stăm la discuții Ia mă, nu vrea Nu vrea să se dea jos Vă mai zic încă o singură dată Să vă dați jos din mașină în momentul ăsta Ok Bun, nu vrea Așa e că mă duc pe partea asta alta Să vedem dacă pe partea asta altă mă înțeleg cu el Bun, vă rog să vă dați amândoi jos din mașină în momentul ăsta Hai mă, mă ascultă În sfârșit mă ascultă și pe mine Măcar e faza de o, oprit așa Bun, deci domnul în albastru era șoferul Hai să-l rog un pic pe pasager să vină un pic cu mine Bun, vă rog să veniți cu mine domnul Până mai în spate aici Să nu cumva să ne încurcăm Că parcă sprease prea asemănător jur Bun, perfect Și să le întrebăm pe domnul care e faza? Uh, bun, ce, care e faza? Ce faceți aici? Așteptați un prieten? Da, nu mi se pare că așteptați un prieten Bun, vreau să vă... Să vedem dacă ați consumat substanțe ilegale în momentul ăsta nu știu dacă știți, dar nu așa se trage pe dreapta când sunteți opriți de poliție. Și vă că nu consuma nimic, nu înțeleg. Ați consumat cumva alcool în seara asta? Sau de ce ați de să opriți așa pe dreapta, în stâlpul ăsta? Ați încercat cumva să fugiți? Bă, nici alcool nu a consumat, ok, pare super ok omul, nu înțeleg care e faza cu el. Documentele încă nu cred că mi le-o dat, nici nu cred că le-am cerut. Bun, dați-mi buletinul, vă rog. Hai să vedem, o să verific aici de față cu dumneata Că cine știe ce face asta, parcă văd că fuge sau ceva Deci îl cheamă Marshall Matters, el e ăsta cu albastru, nu? Și văd că mai are o singură amendă, mașina, opa, mașina are asigurarea expirată Și atâta, în schimb, stai, cine e ăsta, mă? Nu el e la nu? Bun, hai să mă duc totuși până la el, vă rog să rămâneți aici Bun, vă rog să-mi dați și dumneavoastră buletinul puțin Dar nu cred că el, nu are legătură nu, ăsta e John Jackson. Ideea e că e bine să-i verificăm pe amândoi că nu știi cum are vreunul mandat de arestare sau ceva. Și văd că domnul John este în regulă. Bun, deci îl lăsăm în pace pe domnul John. Bun, în schimb cu domnul ăsta, sincer, nici nu știu ce să mai fac în momentul ăsta. Stai așa un pic. O să primiți o amendă în seara asta. Asta uh, e care era. Bun, Marshall Med. Nu pot să cred. Bă, ăsta e mine, mă, l-am oprit pe mine, mă, aici. Eu acum îmi dau seama, du-amne. Bă, o să-i dau o amendă. În primul rând, stai așa că trebuie să ne gândim bine, operarea vehiculului, am putea spune producerea unui accident sau nu, nerespectarea, nici nu știu ce să-i zic sincer, o să-i dau cu producerea unui accident, eu zic că scapă binișor, sincer, și conducere, stai așa, cu asigurarea expirată, bă, deci sunt aici efectiv toate, dar nu le vedem, bun, fără asigur asigurarea expirată, perfect. Bun, o să primiți amenziile astea în momentul de față Poftim amenziile uh, Vă rog să nu se mai repete Când sunteți tras pe dreapta, nu așa se procedează Tocmai ați, ați zgâria și stâlpul și parapetul și mașina dumneavoastră Uite-te, și-a distrus bara Bun, sunteți liber în momentul ăsta Puteți să plecați Aveți numai grijă, vă rog, cum procedați și... Ok ce a fost asta? Nu știu ce a fost asta Bun, și sunteți liberi și dumneavoastră Puteți să urcați în mașină să vedem cum mai cum a să iei de acolo. Deci au fost ok oamenii, numai că aveau o asigurare expirată și nu au fost în stare să tragă pe dreapta. Pă, mea Puteam să trecem cu vederea, dar am decis să nu trec cu vederea, că parcă m-a enervat un pic, sincer. Bun, ideea e că noi cam ieșim de pe autostradă pe aici. Pupă! Știi ce? Ă, las mi pace pe domnul. Bun, trebuie să facem aici o întoarcere din asta, cum ne place numai nouă. Pentru că ieșeam de pe autostradă deja și nu avem ce căuta în afara în autostrăzii. Bun, se circulă cu viteză foarte mică. Uite un Porsche, cât de des un Porsche. Mai degrabă văd Rolls Royce-uri. Bun, în continuare avem un apel care nu-i pe autostradă. Bă, niciun apel de la 112 pe autostradă, mă, serios. Bă, da o mașină faină și totuși nu se circulă cu viteză foarte mare. Uite, eu am acum 100... Uite, nu mă 88 la oră. Pe asta e viteză, mă. Fiți, mă, și voi mai golan, mă. Opa, ia uite-l pe ăla ce mașină avea Aston Martin. Opa, Bă, deci nu pot să cred că iar am prins pe cineva de pe contrasens, dar nu am pe unde să întorc pe aici, să fim serioși. Cred că totuși mai bine merg eu pe banda din mijloc. În continuare un apel care nu are legătură. În continuare un șofer prins pe contrasens care din nou nu are legătură. Opa! Știi ce? Ok, aici sunt nimeri perfect de am putut să întorc. Care are 126 la oră, vezi că nu-i de joacă. Ăsta are viteză mult prea mare, sincer că nu mi-am dat seama, doge ăsta, bun, trage pe dreapta în momentul ăsta. Deci băiatul cu doge 126 pe limită de 105, sincer o depășit viteza cam mult ăsta. Bun, la fix. Hai să vedem dacă se și oprește. Până acum toți, băi, efectiv toți s-au oprit. Uite-l pe băiatul cu neonul, cât noroc are că scapă, doamne. Bun. Bună seara, domnule, documentele la control, vă rog, talonul, permisul și asigurarea. Și vă rog să rămâneți la autovehicul până le verific. Mulțumesc. Ok, hai să vedem despre ce este vorba. Este domnul Andrew McDougall. Mac Doamne, ce nume complicat. McDougall. Bun, hai să vedem care e faza cu McDougall. Hopa! Bun, are mandat de arestare. Bun. Uh, vreau să verificăm puțin mașina asta dispecerat. Până una alta. Va trebui să scoatem din mașină, din păcate. Bun, vreau să ieșiți din mașină în momentul ăsta. Sper să nu fugă. Perfect, sunteți sub arest în momentul ăsta pentru că aveți un mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Bun, vă mulțumesc că cooperați, o să vă ajute chestia asta. Perfect, bun, l-am arestat pe domnul. Bun, veniți după mine aici în fața mașinii să nu avem probleme cu traficul. Perfect, rămâneți puțin aici până verific eu și mașina. Bun, deci mașina asta e așa, să vedem cine dă ăsta dispeceratul. Mașina e ok, mașina e în regulă, dar va trebui să o și verificăm, bineînțeles. Sunt șanse foarte mari să transporti o armă sau ceva. Bun, și chiar are... Bun, o chestie care știm ce este și o chestie care nu știm ce este. Ceea ce nu-i deloc bine pentru el, va trebui să le verificăm puțin la mașină. Bă, dacă mai vreți episoade cu Lamborghini-ul ăsta, să-mi ziceți acolo în comentarii, bineînțeles. Și mai facem cum să nu mai facem. Sau cu alte supercaruri, nu știu, vedem și noi ce găsim pe net. Că dar nu le fac eu aia, e. Hai să vedem de ce asta nu are... Dacă e prima, nu e ok că... Ok, deci are asta, perfect. Câteodată o sar pe prima, nu știu de ce, mă grăbesc și o sar, dar poate chiar prima până la urmă. Bun, va trebui să ridicăm mașina în momentul ăsta. Perfect, o mașină de asta medie. Și va trebui să-l verificăm un pic și pe domnul. Bun, o să vă verific și pe dumneavoastră să vedem dacă nu aveți ceva ilegal asupra dumneavoastră. Vă rog să nu vă mișcați. Sper să nu aibă nimic, că... Na, nu mi-a făcut mie nimic personal. Bă, și la el are ceva, nu pot să cred. Doamne, trebuie să mai verificăm ceva. Uite-i, mă, păștea, cu ce viteză circulă pe aici. Bun, hai să mai verificăm ceva. Deci are și la el și, în mașină. Stai, că nu mai știu care era. Bă, cred că asta, nu? Da, 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 asta era. Trebuie să ține minte joavul la el. Că mașina deja am ridicat-o. Ideea e că n-ar trebui să ne grăbim să ridicăm mașina direct, da, aia e. Bun, am înțeles ce are. Bun, perfect. O să, o să intru puțin în mașină să-i fac raportul. Stai să mă duc un pic așa către el să nu avem probleme. Perfect. Și avem raportul în felul următor. Uh, consum... Bă, de consumat nu l-am testat, de... dar în primul rând are așa ceva, are așa ceva și are așa ceva. Uh, bun, după care mai are și mandat de arestare. Perfect. Și acum trebuie să verificăm dacă o și consuma substanțe ilegale în timp ce conducea. Și suntem gata aici, cred că. Bun, hai să vedem dacă ați consumat ceva substanțe ilegale, domnule Andrew. Sper că nu au consumat și de că am făcut destule acte. Și nu au consumat, ok. În cazul de față o să vă chem un transport, veți fi arestat din păcate. Bun, perfect. Cred că am rezolvat și cu el. Sper că n-am uitat nimic acum. Panda Landa, dacă am uitat ceva. Bun, deja au venit transportul, se mișcă super repede. Ia uite-l. Ia uite-l cum vine el cu dubama. Bun, hai să stăm un pic aici să ne asigurăm că oprește duba, să nu fugă sau ceva. Bun, perfect. Aia zic, tată, gata, am rezolvat și cu domnul Andrew. Și la cu... Stai așa să resetăm radarul. Ăla cu neonul pe subvol ăla o scăpat, da? Eu fost lene, să opresc, sincer. Doi oameni pentru exact același lucru, unul după altul, e cam prea mult, parcă. Ok, o să-l las și pe ăla în pace, nu mai am treabă cu el. Noi o să ne continuăm un pic treaba doar că ieșim din oraș pe aici și nu-mi place. Avem din nou un apel, stai să ne facem și noi loc pe aici prin trafic. Opa! Opa! Stai așa! Trageți pe dreapta, vă rog! Deci uite calea la cu cu, cu Citroenul ăla sau ce are și s a în el. Trageți pe dreapta! Ok, nu mă așteptam să-l oprim și pe asta, sincer nu părea nimic suspect la el, dar dacă el vrea, ce să și facem? Nu mai bine să o nimeri până la urmă. Perfect, trageți vă rog pe dreapta mai repede Hai să vedem, se mișcă destul de greu ăștia cu trasul pe dreapta, observ Bun, hai să vedem, deci a produs un accident, pentru asta l-am oprit inițial uh, Bună seara, doamnă, documentele la control, vă rog Nu știu dacă știți, dar tocmai ați produs un accident Mai să vedem dacă putem întreba uh, Bun uh, De ce conduceți așa? Se grăbește la spital Ok, rămâneți aici până verific documentele Grava la spital nu justifică nimic, trebuia să chemați o ambulanță sau ceva. Asta este, nu, nu mai ține de noi. Felipa Vargas. Mă văd că are niște amenzi, dar nu mai a fost arestată niciodată. Hopa, dar mașina are asigurare expirată. Mă, nu înțeleg de ce toată lumea circulă cu asigurare expirată. Efectiv, nu înțeleg. Bun, vreau să vedem dacă ați consumat ceva substanțe ilegale, doamnă. Nu, nu ați consumat. Bun, perfect. În cazul de față, rămâneți puțin să vă fac raportul. Bă, va trebui să-i scriu o amendă, stai așa să ne gândim. Deci asigurarea expirată și producerea unui accident. În rest, cred că o las în pace. Bun, documente. Asigurarea expirată și producerea unui accident. Perfect. Și o lăsăm în pace, să descurcă ei mai încolo. Băiatul celălalt o plecat deci ce era să-i fac. Bun, aici aveți amenziile, puteți să mergeți în continuare la spital dacă chiar nu ați mințit. Vă rog doar să nu vă mai grăbiți, să nu mai produceți vreun accident sau ceva. Sunteți liberă. Seara bună în continuare. Cred că ne oprim și noi activitatea aici, bă, că deja nu mai pot. Am oprit deja atât de mulți oameni, am făcut la 14 pe jos, de nu adevărat. Mă trebuie să fac și eu puțin loc pe aici. A? Și trebuie cumva să... Stai, că știu pe unde merg, știu eu pe unde merg. Ca să ieșim de pe autostradă, o să iau pe aici și cam asta a fost ziua noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă mai vreți episoade, să scrieți acolo în comentarii. O să trag eu, uite aici un pic pe dreapta până discutăm Și noi ne revedem data aviatoare Mamă ce a pus, șpa, șpa